Bun. Deci mergem mai departe. Noi deja aveam construit triangulația, axul și profilul longitudinal. Acum începem să definim secțiunea tip a drumului. Pentru asta noi iarăși o să mergem la proiectul nostru, la date, și o să căutăm o secțiune transversală tip. Eu o să iau de aici tipuri. La acest proiect sunt foarte multe tipuri. Sunt 11 tipuri doar pe primul tronson și pe celălalt mai sunt încă tot cam pe atâtea. Deci în total ar fi un 23 de tipuri. Dacă noi să le luăm să le băgăm pe toate, o să ne ia foarte mult timp. Dacă noi o să mergem pe un tip, cap-coadă, adică o să facem odată sistem rutier nou și odată reabilitare, da? Drum cu casetă. Ok, să zicem că asta este structura pentru reabilitare. Da, deci o luăm pe asta, este foarte bună. Deci în prima fază noi avem lățimea părții carosabile de 3 metri plus 0,25 bandă de încadrare. Mergem în program, mergem aici la lățimi. Da, mai întâi de toate definim o zonă de calcul. Îi dăm click pe automat, el definește acum o zonă de calcul, da, de la kilometru inițial până la final. Da, exact cât este axul nostru în plan. Bun. Îi dăm un calcul. Și el acum generează o platformă standardă, da? Program. Dar noi această platformă trebuie să o definim. O să tai transversale și mai rar, ca să nu așteptăm atâta la generare. Zicem din 50, o să salvăm pe ăsta, să zicem 50. Ok, și mergem la secțiune și mergem la lățime, da? Deci noi aici la lățime avem lățime 1, lățime 2 și pentru unele cazuri, de exemplu ca autostradă, putem să folosim și 3 lățimi. În prima lățime noi introducem 3 metri și banda de încadrare de 0,25 în lățimea 2. Deci noi acum definim cap-coadă aceeași lățime. În mod normal trebuie să băgăm și supralărgirile. Haideți să vă arăt cum se bagă și supralărgirile automat cu normativul 863. Deci după cum țineți minte, noi în general aici am introdus normativul 863 pentru supraînălțări și supraînălțări. Acum aici, dacă noi intrăm la lățimi, avem aici butonul normă. Da? Noi dacă dăm click pe butonul ăsta, acest buton ne va genera niște lățimi cu tot cu supraînălțări. Însă, înainte de a genera supraînălțări, noi trebuie să definim aici viteza proiectării pe tronsoane. De ce pe tronsoane? Pentru că de exemplu aici, da, noi cap-coada am avea viteza de, să zicem, de 80 km la oră. Însă în unele curbe nu putem să intrăm cu viteza de 80 de oră și respectiv pe acele tronsoane unde nu putem intra cu viteza de 80 la oră, trebuie să modificăm viteza de proiectare pentru că nu ne permite curba. Da? De exemplu să-i punem un 30 la oră sau 50 la oră, în dependență de raza pe care o avem. Și în felul ăsta noi dacă îi tronsonăm drumul după viteza de proiectare, în felul ăsta el ne va pune supralărgirile și supraînălțările conform normativului, mai ales supraînălțările. Dacă, de exemplu, aceeași rază poate să aibă supraînălțare diferită în dependență de viteza de proiectare. Mai puțin supralărgirile. Supralărgirile, în principiu, se cam păstrează la viteze diferite. Ok. Dar în mare parte o să vă arăt cum lucrează acest normativ. Mergem la lățim, dăm click pe normă. Aici ne întreabă partea pentru aplicarea supralărgirei. 0 dreapta, 1 stânga și 2 ambele. Da? Deci noi aplicăm supralărgirea pe ambele părți, adică și stânga și dreapta.
Aici se referă la... Nu se referă la... Că vom aplica în curbă supralărgire și pe stânga și pe dreapta, dar în dependență de direcția curbei va aplica supralărgire respectiv pe stânga sau pe dreapta, da? Deci noi băgăm supralărgiri pe ambele părți. Ok, dăm click pe OK. Aici ne întreabă lățimea nominală, adică lățimea standardă care noi o avem aici este de 3,25. Scriem aici 3,25. Lățimea minimă la stânga iarăși 3,25. Pe partea dreaptă la fel 3,25. Enter. Și el acum a băgat supralărgiri. Dezavantajul e că ne bagă supralărgirile în același, da, în același timp, nu le bagă pe o lățime, de exemplu, în lățimea 2. Să fie doar cu supralărgirea, aici să fie lățimea standardă de 3,25 și aici supralărgirile. Atunci am vedea pe plan mult mai bine unde sunt băgate aceste supralărgiri. Dar noi pe urmă putem să le edităm foarte ușor, adică într-un Excel scoatem acest tabel și le schimbăm poziția. Bun, ca să vedem supralărgirile, noi ar trebui să tăiem mai des transversalele. Hai să le tăiem atunci echidistant. Și o să schimbăm zona de calcul, o să luăm doar o poziție, o lungime mai scurtă de început. Nu știu de ce nu ne generează acum și drumul existent. Nu se vede caseta. Da, pentru că nu avem bifată aici reabilitare. Vedeți cum am încărcat de aici fișierul ISPOL. Asta deja ne-a aruncat din toate setările astea. Ok, noi schimbăm și iarăși o să salvăm și zic aici echidistante. Ne dăm o dată generare. Iarăși am uitat să-i las 0,50 din caset, marginea casetei. Ok, în fine, le băgăm pe urmă. Și aici, la zona de calcul, o să-i dau de la 131, de exemplu, la 140. 1, 2, 3. Da? Să calculeze mai puțin. Să nu stăm după el. Și zona asta ar trebui să fie la început. Da, deci până aici. Și acum, dacă mergem la plan, selectăm un mod de prezentarea planului.